Bună ziua și bine ați venit! Iată, astăzi vă prezint starterul acestei colonie. Ce vedeți acum, la ora actuală, a fost colonia starter, care a startat mărci. Ea a fost o colonie destul de puternică, dar ce s-a întâmplat la mărci? Eu i-am dat o botcă, mi-a rămas o botcă la dânsa și am obținut o matcă. Această matcă s-a dezvoltat, încă nu s-a dezvoltat cine știe ce, și acum vreau să văd ce e de capul ei. Ia să vedem ce găsim. Știu că mâncarea are suficientă, fiindcă a primit tot timpul. Pe ea am făcut testele de hrană. În schimb, aici avem o matcă din asta, așa, cu două terghite negre și restul galbenă. Să vedem dacă o prinde. Se vede rama aceasta. Și să vedem ce de capul e. Este o curcitură. Un metiș. Ia să vedem. Ce e de capul ei? Facem ceva cu ea sau nu facem nimic? Ia să căutăm din nou. Să vedem în primul rând cum depune ouă. Dacă în această privință e bun. Deci dacă depune ouă foarte bine. Ia, uitați așa. Depune dânsa ouă. Deci, chiar dacă ea este o curcitură de matcă, iată, depune foarte bine. Ia să mai vedem cât și-a extins cuibul. Am văzut că are și pe ultima ramă puiet, asta înseamnă că își extinde destul de bine cuibul. Ce mă interesează este dacă au luat pe foaie. Așa, ia să verificăm. Eu știam care mâncare mai multă. Albina e normal că a scăzut, că cea bătrână a picat. Atunci albina scade, iată, trebuie să eclozeze de pe această ramă. Așteptăm să eclozeze și se va întări. Dar încet, încet o să se întărească. Peste această colonie, în toamnă, voi mai aduce albina. Voi aduce albina de la o matcă bătrână, o ducem peste ea, fiindcă pot și să fac și acest lucru. Pot să duc și matca peste bătrână și bătrâna peste ea, asta nu contează. Iată o ramă de unde a eclozat și e plină cu larvar. Are spațiu suficient. Deci nu trebuie să-i dăm ramă în cuib ca să-i extind cuibul sau ceva de gen. O mai lăsăm 2 săptămâni. Deci au luat pe 4 rame, putem zice că are 3 rame de puiet. Dar dacă n-au luat pe aia albă, atunci facem o șmecherie. Deci avem și pe 5-a ramă puiet. Au luat și aici, foarte bine. Acum urmează rama care îmi zice multe, adică acea ramă îmi spune mai multe decât toate aceste rame. Dar nu m-ar surprinde nici dacă au luat, nici dacă n-au luat, nu e. Acum măcile decid acest lucru.
are un pic de greutate și iată că își face cuibul și aici, depune ouă pe centru, doar că nu mai are albina acoperitoare de suficient. I-a scăzut albina. Și acum, în următoarele două săptămâni, o să-i crească la loc. Dar cam asta este. Iată, pe prima ramă are ceva mâncare. Adăugăm și iată ce se poate face cu un starter. Putem să împerechem o matcă. Acum dacă s-o împerechea bine, dacă nu iar e bine, nu e nicio problemă. Continuăm să-i dăm uleiurile esențiale și vedem ce se întâmplă până în toamnă cu ea. Bun. Până data viitoare, numai bine.